Bună ziua la toată lumea și vă mulțumesc că ați venit la această întâlnire, pentru că eu zic că e bine ca să consemnăm atunci când e vorba de bani europeni, e vorba de proiecte europene, e vorba de programul operațional sectorial de mediu, cam în ce stadiu suntem. Și suntem într-o situație, eu zic, fericită, în care, din punct de vedere a pregătirii proiectelor, și acesta e, de fapt, sarcina Ministerului, sau a fost sarcina Ministerului în această perioadă, să pregătim proiectele. Sunt proiecte mari pe apă, pe reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în toate județele țării, și e programul de sistemul integrat de management al deșeurilor. Sunt două componente care însumează total aproape 5 miliarde de euro însumate toate cheltuielile, care e grosul, de fapt, al postului pe mediu, pentru că avem angajamente către Uniunea Europeană. Angajamente care trebuie să le îndeplinim până în 2015, 2016, 2017, și angajamentele au fost făcute de colegii care au negociat înainte, dar noi trebuie să le facem. Da? Deci unii au negociat și noi trebuie să le facem. Problema noastră care e? Că nu avem destui bani ca să, în această perioadă, chiar dacă avem 5,6 miliarde euro în tot programul pe post mediu, și mai trebuie să facem rost de circa 1 miliard de euro care să acopere numai aceste două componente. Am spus puțin ceea ce înseamnă să aveți o viziune, chiar dacă aici e vorba de semnarea patru contracte punctuale. Deci, în momentul de față, România e pe primul loc din Europa în ceea ce privește semnarea și aprobarea proiectelor mari de infrastructură. Unde, v-am spus, suntem în această situație în care putem să ne lăudăm, da? Putem să ne lăudăm cu acest lucru. Ce înseamnă? În momentul de față avem proiecte aprobate de aproape 3,8 miliarde de euro, avem proiecte semnate de aproape 3,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că deja, în ceea ce privește calendarul 2007-2011, deja suntem la 90% aproape până la sfârșitul anului 2011 în ceea ce privește semnarea acestor contracte. Deci ne vom încadra, chiar vom depăși acest angajament în ceea ce privește semnarea contractelor. Și aici este Ministerul, de fapt, și aici trebuie să spun, deși știu colegii câteodată sunt mai critic față de activitatea lor, să mă exprim diplomatic, aici trebuie să-i felicit, pentru că în această perioadă nu a fost foarte ușor să pregătești atâtea contracte, să ajungi să le semnezi. Aceasta este responsabilitatea Ministerului în prima fază. A doua fază este implementarea. Și aici îmi pare bine și mulțumesc colegilor care au venit, președinți de Consiliul Județean Primar, care au venit să semneze aceste contracte, pentru că de mâine, mingea este în terenul lor. Deci de mâine, responsabilitatea cheltuirii banului este în curtea lor, este la autoritățile locale, la aceste asociații intercomunitare, asociații de dezvoltare intercomunitare, unde totuși, cum să spun, cei care duc greul sunt evident consiliile județene și consiliile locale, în funcție de cât are fiecare, cât e implicat. Dar Consiliul Județean are un rol foarte important de integrator și consiliile locale, fiecare pe felia lui, în funcție de proiectul care îl are. Am vrut să vă dau aceste elemente ca să vă dați seama că ne preocupă ce se întâmplă în acest domeniu, unde nu suntem mulțumiți, și e clar, și aici fac un apel către cei care au venit, noi veniți în club, da? În acest club al proiectelor europene, fac un apel. Unu, să nu repete, dacă nu e necesar, greșelile celor care au licitat aceste proiecte în perioada trecută,
să-i mai sune pe colegi, să le spună, stai domnule, ce experiență aveți? Haideți să vedem, să evităm măcar ceea ce voi, pe baza experienței, ne puteți sfătui și cât de curând să înceapă cheltuirea banilor, să înceapă investițiile, de fapt. Că acest lucru înseamnă, că banii aceștia cheltuiți înseamnă investiții, investiții, nu bani aruncați undeva fără folos. Sunt proiecte mari, sunt proiecte complexe. Eu am avut vreo 15 întâlniri anul trecut, cel puțin, cu toți la o masă. O să continuăm cu aceste întâlniri, unde să stea și beneficiarii, și consultanții, și postul de mediu, și organismele intermediare la o masă, și să vadă care sunt problemele. Am rezolvat o parte din probleme anul trecut, pe baza și a experienței noastre. Mai avem de rezolvat unele probleme punctuale, dar credeți-mă, stă în puterea dumneavoastră ca să porniți. Eu vă sfătuiesc ca înainte de a, știu neapărat să începeți să, evident, să cheltuiți acești bani, să vă pregătiți pentru a putea demara licitațiile. Să vă pregătiți cu caietele de sarcini, care sunt unele mai simple și nu trebuie neapărat să așteptați nu știu ce consultant care să vă pregătească, că totuși aveți acolo oameni. Am o veste, sper, bună și o spun iarăși în premieră. Probabil săptămâna viitoare, cel târziu, vom adopta acea modificare de ordonanță prin care să poată să fie plătiți cei care și lucrează până seara târziu cu pregătirea acestor proiecte și până acum nu era posibil, știți foarte bine, era numai persoane foarte limitate în funcție de numărul de proiecte. Ei, de acum încolo, sper că am discutat de vreo 3-4 ore în guvern și există, evident, această decizie luată, numai trebuie găsită varianta cea bună și atunci cu Ministerul de Finanțe trebuie să finalizăm varianta cea bună. Deci puteți să aveți un contract cu cei care lucrează în acest proiect, pentru că nu putem să pretindem să fie contractele bine derulate dacă nu poți totuși să îi plătești pe acești oameni care lucrează foarte mult în implementarea proiectelor.